Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi vă prezint camera mea. O să facem un vlog cu turul în cameră. Go! Aceasta este camera mea și noi începem în primul rând de la tabla unde este scris Motan Show YouTube. Asta este o lampă tare full, tare interesantă, care îmi place mult și este aprinsă când filmam videourile de topuri. Adică eu nu am renunțat încă la topuri, adică o să apară și topuri interesante. Mergem mai departe la scaunașul meu. Este scaunul de gaming. Este cel mai full, cel mai spatele nu doare niciodată și e tare în scaunul. Asta patul unde Motan Show doarme aici în fiecare zi și se gândește la ceva nou, la ceva interesant pentru voi. Aici sunt șapca pe care am folosit-o de foarte multe ori la topurile mele pe care le vedeți în fiecare zi și asta este o altă șapcă, dar nu a fost folosit niciodată, cred, nu, am uitat. Și aici nimic interesant, mică, sunt dulapul unde sunt hainele. Hainele așa stau cum vor, adică așa sunt aruncate. Este o altă lampă foarte cool, foarte tare, care mă ajută să filmez iarăși cu webcam-ul meu cel tare. Este foarte tare, are o calitate foarte și foarte super, care filmează în 1080p și în 30 de fps. Wow! Și acum mergem la monstrul meu, unde eu montez, filmez sunetul, îl înregistrez. Căștile mele foarte tare, care are și un stand pe care sunt puse, este din China. Căștile sunt chineze și nu știu cum se cheamă, adică sunt comandate de pe AliExpress și acesta tot este un mouse chinez, este foarte tare, scrie For The Game, dar este chinez și nu știu dacă lucrează bine, adică în CSGO lucra bine și facem și eu kill-uri și headshot facem. Mai departe, acesta este microfonul pe care au fost înregistrate mai mult de vreo 200-300 de videouri. Uitați-vă, este Samsung CU1 Pro și foarte, foarte tare înregistrează, foarte bine sunetul se aude. Acum mergem la tastatura noastră foarte tare, este Moto Speed, este produs de o companie chineză. Este tastatură mecanică foarte tare, îmi place cum se aude sunetul și pentru joc este de gaming, adică sunt folosite aceste butoanele, acestea sunt pentru gaming. Poți să le scoți, să o bagi în apă, să torni apă peste ea, este foarte ok și o speli când dorești, o curăți cum dorești tu. Mai departe mergem la boxele mele. Boxele sunt cumpărate în 2009 sau în 2010 la primul meu calculator și sunt foarte tare și se aude chiar și acum, se aud foarte și foarte super. Mergem acum la cel mai interesant lucru, cred că pentru toți, la acest monstru, la căluțul acesta care trage toate, prin care a fost montate practic toate videoclipurile de pe canalul Motan Show. Acum și eu îi dezbrac partea aceasta. Opa! Hai dezbrac-te. Sunt folosite două ventilatoare, unul din spate și două din față, care îl recorește pe acest monstru. Procesorul este folosit i5-6500, plata video este Gigabyte RX 480 de 8 GB. Este folosit SSD de 120 de GB pentru Windows-ul, care este Windows 10, și este folosit un hard disk de 1 TB. Și sunt folosite două plăci de memorie operativă de 8 GB, adică în total sunt 16 GB. Și mai mult nimic interesant în el nu. Programele pe care le folosesc pentru a monta videourile sunt două. Una pentru sunet este Audacity. Este un program foarte, foarte ușor de folosit, Audacity. Și o altă aplicație este Vegas Pro, prin care sunt montate toate videourile. Este un program foarte super și merge foarte repede.
Adică se montează foarte rapid. Prieteni, și acesta este tot. Și acum câteva cuvinte pentru cei care spun că de ce nu apar topurile. Eu un pic m-am plictisit să fac în fiecare zi topuri și un pic vreau să mă dezvolt în domeniul cu vlogging-ul. Adică cred că și vouă vă place unele episoade pe care noi cu Iliu Habro, cu băiatul cu care acum noi colaborăm. Adică o să apară și topuri și curiozități și lucruri foarte interesante. Dar un pic mai târziu, haide să spunem așa, un pic mai târziu, când o să termin cu vlogul sau n-o să-mi idei ceva interesante pentru vlog, o să fac și topuri interesante. Eu nu am renunțat de topuri sau de lucrurile interesante care eu am început acest canal. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, nu știu cum să spun, foarte, foarte, foarte mult de susținere pe care o primesc eu de la voi. Comentariile pozitive, comentarii de susținere și multe alte chestii cu like-uri pe care eu nu mă aștept să primesc atâtea like-uri din partea voastră. Dar eu le primesc atâtea comentarii pozitive și atâtea sute, 500, 1000 de comentarii la un video este foarte și foarte super. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost atât timp cu mine. Un an și jumate suntem împreună. Vă mulțumesc și vă pup. Ne vedem pe curând. Pa!